Bună dimineața tuturor! Eu sunt Tatiana Puiu, reprezentant de țară a organizației Freedom House și bine v-am găsit la acest eveniment de lansare a raportului privind accesul la informație și anume indicele accesului la informație, măsurarea transparenței instituțiilor publice în Republica Moldova. Pentru început aș vrea să prezint câteva remarci de ordin logistic, deci evenimentul este organizat în format hibrid, cu prezența fizică a vorbitorilor în sală și pe platforma Zoom, unde la moment sunt conectați cei care au confirmat participarea la eveniment. Vom facilita traducerea simultană în română și engleză, selectând butonul traducere. Suntem de asemenea urmăriți pe AirLive, privesc eu, precum și pe rețelele de socializare. Pentru întrebări și răspunsuri vă rugăm să scrieți în chat sau să ne anunțați dacă doriți să interveniți. Evenimentul de astăzi include o prezentare a constatărilor primului raport special anual al Freedom House privind accesul la informații în Republica Moldova și va evalua problemele existente, juridice și de altă natură, care împiedică accesul la informații de interes public. Raportul cuprinde o serie de rezultate a unei analize comprehensive a gradului de transparență a instituțiilor publice Republica Moldova, care s-a bazat pe o abordare metodologică originală, care a fost elaborată de autorii acestui raport, în scopul acestei analize și s-a ținut cont de standardele și cele mai bune practici internaționale. Cu această ocazie vreau să mulțumesc și tuturor reprezentanților autorităților publice care sunt astăzi cu noi și care au confirmat prezența. Amintesc că avem peste 50 de reprezentanți a instituțiilor conectați acum pe platforma Zoom. Și încă o precizare foarte importantă, evenimentul este parte a proiectului Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității Moldova Media M, susținut de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USA și Ambasada Britanică la Chișinău și implementat de Internews și Freedom House. Acestea fiind spuse, eu propun să începem și o să-l invit pentru un cuvânt de deschidere pe domnul John Riordan, șef adjunct misiunea USAID Moldova, care se va conecta online și mulțumim foarte mult pentru prezența, chiar dacă este online astăzi, și pentru faptul că este acum cu noi. John, the floor is yours. Great to see everyone. I will be speaking in English. I think there's translation, so I'll pause for 2 seconds and let people get their translation ready. It's a rainy morning here in Chișinău, and I hope everyone's staying dry. All right. So I'm delighted to be here today with you to discuss the current media environment in Moldova, and specifically, what needs to be done to improve access to information for all Moldovans, and the media in particular. I would like to thank Freedom House and our colleagues for their work in advancing work in the media and that related legislation. USAID looks forward to today's presentation on access to information. The report will not only offer an overview of the current situation, but also an outline of recommendations for moving forward. As many of you know, USAID contributes to the development of the Moldovan media through its Media Enabling Democracy, Inclusion, and Accountability in Moldova, Media M program. The program aims și programul are obiectivul de a susține sectorul astfel încât să devină mai rezilient pentru presiunile politice și de altă natură. USAID a susținut un șir de jurnaliști de investigații și mai multe organizații de media au raportat istorie despre corupție în Moldova și mai mulți jurnaliști au discutat provocările legate de mass media independentă, de acele provocări cu care se confruntă mass media independentă. Pentru mine, de fapt, întrebarea era despre accesul la informație, care este esențial pentru a asigura transparența, responsabilitatea și responsabilizarea tuturor instituțiilor publice. USAID percepe mass media ca un partener, cu care să se implice și pentru, în cadrul strategiei de țară pentru Moldova.
Mass media joacă un rol important. The government and local media continue to grapple with the new challenges to ensure that the public receives timely and objective information necessary to safeguard the health and prosperity of the Moldovan society. The pandemic's putting additional strain on the operating environment for the independent media. According to yet another recent study by Freedom House, the pandemic has fueled a crisis for democracy around the world, and the media freedoms are hit the hardest. Burdens such as major cuts to revenue streams and logistics and safety issues related to remote and distance reporting are leading to a decreased access to information. Ensuring citizens have a fundamental right to access of information is not an easy task. It can only be achieved if the Moldovan government, civil society, and the media community work together in a transparent and participatory process. I know just recently a number of changes were implemented to cancel the need for the media to register as personal data operator to access state registries containing personal data. We welcome this change, as it should improve access to information for all the media and for investigative journalists in particular. But there is much work to be done still, including the adoption of a new improved access to information law. Finally, I encourage active engagement in a principled way with the Moldovan government and parliament at this critical time to ensure that democratic values, including media freedom and access to information, are recognized and enforced. Thank you very much. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și dumneavoastră. Nu ne cere scuze dacă sunt anumite probleme de ordin tehnic, asta și sunt realitățile evenimentelor organizate în format online. Acum am să-i ofer cuvântul doamnei Corina Cepoi, directoarea Internews în Moldova, pentru a modera, de fapt, sesiunea principală pentru care ne-am adunat azi. Corina, te rog să iai cuvântul. Da, eu vreau să mulțumesc tuturor care sunt astăzi cu noi. Într-adevăr, suntem partenerii acestui proiect împreună cu Freedom House și ne face plăcere ca MediaM să beneficieze de expertiza experților invitați astăzi, dar și de colaborarea cu organizația internațională Freedom House. Aș vrea să reamintesc, desigur, că avem încă un partener în acest proiect. Este vorba de Centrul pentru Jurnalism Independent. Și suntem implicați pe o perioadă de durată în transformările care se întâmplă în Republica Moldova pe segmentul media. Ne pare bine că susținătorii noștri s-au implicat pe această perioadă în susținerea presei și aș vrea să spun că după ce am citit raportul, am înțeles, tocmai cum a spus și domnul Riordan, că problemele care ni le atenționează nouă partenerii noștri sunt tocmai cele care au fost văzute și puse în valoare în acest raport. De aceea aș vrea să trecem mai departe, direct la prezentarea lui, cu experții implicați, cei doi experți, unul internațional și cel local, și să-i mulțumesc pentru că ei au aplicat această metodologie nouă și vom vedea detalii ce au aflat, cum au aflat aceasta. Începe domnul David Șecilo, este autorul, cum ziceam, unul din doi autori a raportului, este profesor asistent la Facultatea de Drept și Administrare la Universitatea din Varșovia, însă are și experiență de predare și implicare, fiind invitat să predea în alte universități internaționale de Statele Unite și Europa. Are și experiență de expertizare și colaborări în Europa Centrală și de Est. Deci, implicarea lui este relevantă pentru noi, pentru că are experiența aceasta profesională și de predare academică. Yeah, thank you very much. It's a very important day for us, for
for the authors of of this report. Pentru noi, pentru autorii acestui raport, pentru mine și pentru Stella, care se va alătura prezentării raportului ceva mai târziu. De asemenea, este un privilegiu ca să mă aflu aici în persoană, în Chișinău, în această perioadă specială. Și am plăcerea să vă prezint succint principalele mesaje ale raportului nostru cu referire la măsurarea transparenței instituțiilor publice în Moldova. Pentru noi a fost clar de la început că transparența este o provocare pentru instituțiile publice în Moldova. A fost clar că sunt anumite dificultăți, anumite deficiențe, atât în partea practică juridică, cât și în teoria juridică, dar a fost clar că există, sau în fața noastră stau mai multe provocări foarte clare și era nevoie de o reformă semnificativă, majoră în acest domeniu în Moldova. Cu toate acestea, orice reformă, orice inițiativă ar trebui să înceapă cu un diagnostic cuprinzător al stării de lucruri, a situației în domeniu. Iată de ce noi am pregătit acest raport, iată de ce am elaborat o metodologie care este o contribuție inițială, originală, care se bazează pe standardele și cele mai bune practici internaționale, dar această metodologie este ajustată situației specifice și condițiilor specifice în Moldova. Povestea mea personală cu măsurarea transparenței instituțiilor publice în Moldova a început încă în 2015, când am ajuns aici în cadrul programului Sigma OECD, desfășurând o măsurare de bază a administrației publice în Moldova, în raport cu principiile administrației publice elaborate de Sigma. Și unul din aceste principii se referă la transparența instituțiilor publice, acces la informații publice. Deja atunci era foarte clar că există provocări semnificative în acest domeniu, însă natura acestei evaluări a fost că ea s-a concentrat pe niște chestiuni majore, generale, și am avut nevoie să facem o analiză mai profundă în acest domeniu. Iată de ce noi am dezvoltat această metodologie pentru ca să măsurăm transparența instituțiilor publice. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să încep cu prezentarea principalelor mesaje din principalele mesaje ale acestui raport. Deci, în primul rând, cum am măsurat transparența în Moldova? Transparența instituțiilor publice în Moldova. Principala trăsătură a acestei abordări a fost combinarea evaluării legislației cu măsurarea felului în care legislația este implementată în practică, de asemenea dând o pondere mai mare practicii decât cadrului legislativ. Noi am vrut să evităm capcana de a ne axa doar pe cadrul legislativ, în sens felul în care sunt scrise legile. Am vrut să ne axăm de asemenea și pe felul în care acestea funcționează. De altfel, ne-am fi pomenit cu niște clasamente internaționale care evaluau doar legislația, felul în care ea este scrisă. De exemplu, această clasificare globală a accesului la informații, care se concentrează doar pe evaluarea legislației, care arată de fapt că cele mai transparente țări din lume sunt Afganistan și Mexico, în timp ce cea mai puțin transparentă țară din lume este Austria și a doua este Germania, a doua cel mai puțin transparentă. Deci
Atunci când ne axăm pe analiza cadrului legislativ, vedem doar o parte a situației. Iată de ce noi am început să facem o evaluare combinată a legislației și am evaluat, am măsurat în ce măsură ceea ce este garantat de lege este asigurat și prin aplicarea în practică. Adică măsurăm calitatea cadrului legislativ, pe de o parte, în special conformarea cu unele standarde internaționale și ne bucurăm foarte mult, suntem norocoși că de fapt există standarde internaționale cu privire la felul în care accesul la informații publice ar trebui să fie construită. Este convenția și de asemenea acel proiect Sigma despre care am menționat și la care am avut plăcere să contribui au fost standarde de asemenea elaborate și de ONG-urile internaționale. Dar pe lângă aceasta am măsurat performanța instituțiilor publice în ceea ce ține de transparența proactivă. Transparența proactivă este esența unui sistem eficient de acces la informațiile publice, deoarece Aceasta ține de cultura între instituții, cultura transparenței, cultura de a asigura că informația este împărtășită proactivă, fără chiar să fie cerută de cetățeni. Și în final, de asemenea, în studiul nostru am mai inclus performanța organelor publice în gestionarea solicitărilor de informații publice. Deci toți cei trei piloni ai sistemului eficient al transparenței au fost măsurat în cadrul studiului nostru. Care sunt rezultatele? Care sunt concluziile acestei evaluări? Deci noi am decis, bineînțeles, că am decis să combinăm o analiză calitativă cu anumite prezentări ale rezultatelor într-o formă clară, tangibilă, ilustrativă, prezentând sau dezvoltând un indice compus al transparenței care a constat din aceste trei elemente pe care le-am pomenit mai devreme. Primul element, ziceam, este legislația, cadrul legislativ și acesta reprezintă 40% din valoarea totală al indicelui, scorul total și rezultatele evaluării legislative sunt destul de clare. Deci sunt anumite deficiențe, semnificative deficiențe în cadrul legislativ actual. Aceste deficiențe țin de 5 chestiuni principale. În primul rând, e vorba despre domeniul de aplicare instituțional și este insuficient. Asta înseamnă, de fapt, ce instituții, ce organe sunt supuse cerințelor privind transparența. În acest context, este esențial pentru un sistem eficient al transparenței și, în acest context, legislația actuală nu oferă suficiente măsuri de acoperire a cerințelor legate de transparență. În special, dar nu doar, statutul diverselor legi în parte cu privire la entitățile private comerciale, nu neapărat finanțate de buget, nu neapărat create și aflate sub controlul statului. Deci statutul acestora nu este pe deplin clar, nu este clar dacă și în ce măsură acestea sunt supuse cerințelor privind transparența. 2. Există cerințe foarte limitate ce țin de transparența proactivă. Așadar, catalogul de informații care trebuie să fie dezvoltate proactiv de către instituțiile publice este foarte îngust comparativ cu catalogele din alte țări sau nomenclatoare din alte țări. Deci este extrem de modest. Și aceasta va fi de asemenea reflectată în rezultatele măsurării nivelului real de transparență proactivă. Însă este evident că ceea ce este în lege acum nu întrunește nici cele mai minime standarde internaționale
ce țin de transparență. Mai departe, este sau există o chestiune tehnică, dar foarte importantă, lipsă de reguli clare ce țin de impunerea tarifelor pentru accesul la informație publică. Deci sunt anumite principii generale, însă ele nu asigură cetățenii de a achita sau de a avea o povară financiară excesivă când vine vorba despre accesul la informație. De asemenea, există o problemă care, aș spune eu, este o problemă majoră sau, sau o deficiență majoră în legea curentă. E vorba despre mecanismul deficient de executare și sancțiuni, adică sancțiuni pentru încălcarea de oferirea informației. Acesta este un domeniu unde sunt necesare reforme majore pentru a fortifica supravegherea ce ține de conformarea instituțiilor publice când vine vorba despre oferirea informației. Pentru că ceea ce este garantat oficial prin lege este un lucru, alt lucru este foarte important de asemenea, este de fapt în ce măsură noi suntem capabili să supraveghem sau să asigurăm conformarea acestor cerințe și de asemenea sancționarea cazurilor de încălcare a dreptului la informație. Adică, ca să o spun simplu, acest lucru nu funcționează bine în cazul Moldovei, ceea ce de asemenea se vede și în evaluarea noastră a practicii. Și în cele din urmă am identificat o problemă care a fost rezolvată parțial prin jurisprudența Curții Supreme de Justiție, dar nu în totalitate. E vorba despre armonizarea ineficientă a legii privind accesul la informație cu noul cod administrativ adoptat. Deci eu aș spune că adoptarea codului administrativ este important, este o evoluție importantă, este un pas important înainte spre conformarea cu standardele internaționale de administrare potrivită, însă ar fi putut să fi fost, deci se putea de făcut mult mai mult pentru a asigura că noua lege este mai bine armonizată cu legislația care deja era implementată, inclusiv legea cu privire la accesul la informație, pentru a evita discrepanțele, pentru a evita orice conflict posibil. Deci, evaluarea generală a legislației sau a cadrului legislativ în termeni numerici este că doar 55%, în jur de 55% acest cadru legislativ curent se conformează cu cerințele minime care au fost stabilite în metodologia noastră. Ceea ce este un mesaj clar că sunt necesare reforme semnificative și că sunt necesare aceste reforme și orice reformă trebuie să înceapă de asemenea cu revizuirea legislației sau a cadrului legislativ și pentru evaluarea practicilor curente și pentru mesajul nostru de bază în ce privește evaluarea practicii curente, eu o să ofer cuvântul lui Stella, care va prezenta în mai multe detalii. Mersi foarte mult pentru această revizuire, prima parte a prezentării. Stella Pavlov va continua prezentarea. Ea este o expertă locală, deja cunoscută. Noi am colaborat cu dumneaei în mai multe ocazii și chiar pe pagina MediaM și pe pagina Freedom House puteți vedea și alte cercetări elaborate de dumneaei mai înainte. Acum beneficiem de expertiza ei locală și ca expertă și ca persoană care a lucrat în administrația publică centrală, deci are experiență de tot felul, diversă. A colaborat cu organizații internaționale și locale. The floor is yours, Stella, poftim. Mulțumesc, Corina. Eu am să mă refer la pilonul 2, transparența proactivă, și pilonul 3, accesul la informații la solicitare, deci la modul mai mult practic. Trebuie să menționez că transparența proactivă este la baza asigurării eficiente a dreptului la informare și deși cadrul legislativ ar trebui să prevadă o listă exhaustivă a informațiilor care
trebuie să fie publicate în mod proactiv. Numărul limitat a acestor informații care incluse în ea nu trebuie să descurajeze instituțiile ca să publice în mod voluntar cât mai multe informații posibile în mod proactiv. Analiza practicilor în acest sens s-a bazat pe studierea paginilor web a instituțiilor publice din perspectiva disponibilității informațiilor de bază despre cadrul organizațional, despre cel normativ, financiar, precum și despre informațiile care se referă la activitățile și inițiativele lor. Dacă e să ne referim la eșantionul pe care s-a bazat analiza noastră. Deci, în scopul acestei analize au fost identificate un eșantion de 50 de instituții publice și aici o să vedeți că noi am examinat paginile web a 9 ministere, 12 instituții din subordinea ministerilor, 4 instituții din subordinea guvernului, 10 autorități autonome, 5 organe centrale care nu fac parte din administrația guvernamentală și 10 consilii raionale. Deci instituțiile au fost selectate aleatoriu. 9 ministere, mă refer aici până la reforma care a avut loc și cele două ministere, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, au fost ulterior divizate. Deci, ele au fost luate ca un singur, deci Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii. Referitor la categoriile de informații care au fost verificate, aceste informații au fost analizate de pe paginile web ale instituțiilor publice și trebuie să menționez că, după cum a spus și David, nu există o listă universală a tuturor tipurilor de informații care trebuie să fie publicate în mod proactiv. Totuși, la elaborarea criteriilor care au stat la baza acestei analize a paginilor web, s-a ținut cont de standardele internaționale. În general, rezultatele analizei paginilor web a celor 50 de instituții publice la diferite nivele ale administrației publice au arătat un nivel redus de transparență proactivă. Transparența în ceea ce privește aspectele financiare care includ informațiile privind achizițiile publice, gestionarea bunurilor și salariile, reprezintă cea mai mare problemă la nivelul tuturor autorităților, majorității, să zicem așa, autorităților publice. Și aici vedeți lista informațiilor, categoriilor de informații care au fost examinate. Nu o să dau citire, ele sunt și în raport. Deci, doar 8 instituții din cele 50 au acumulat peste 50% din punctajul maxim și aici vedeți instituțiile publice care au trecut peste pragul de 50%, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția de Mediu, Agenția Servicii Publice, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Președinția și Parlamentul Republicii Moldova. Cea mai bună performanță din perspectiva transparenței proactive a înregistrat-o Ministerul Justiției, care a publicat pagina sa oficială, deci toate categoriile de informații, cu excepția informațiilor privind concursurile de achiziții publice în desfășurare și salariile conducătorilor și a subdiviziunilor structurale. Ministerul Afacerilor Interne și Agenția de Mediu de asemenea au publicat pe paginile lor majoritatea categoriilor de informații, cu excepția celor ce țin de concursurile de achiziții, anunțurile privind rezultatele concursurilor de achiziții și informațiile privind registrele și bazele de date de administrare, precum și salariile conducătorilor autorităților respective. Cea mai modestă performanță din perspectiva transparenței proactive au înregistrat-o Consiliul Raional Călăraș, pe care pagină am putut să vizualizăm doar organigrama
și informația privind posturile vacante, Agenția Națională Antidoping, unde am găsit la fel informații ce țin de organigramă și cadrul legal care reglementează activitatea acestei agenții, și Agenția Mult-Silva, care de asemenea, pe a cărei pagini de asemenea am putut vizualiza doar organigrama agenției, informații privind cadrul legal și unele informații privind funcțiile și serviciile disponibile pentru cetățeni. Luând în considerare că reglementarea în domeniul transparenței proactive a instituțiilor publice este foarte limitată, hotărârea Guvernului privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet prevede câteva obligații de bază pentru autoritățile publice, în special în partea ce ține de publicarea datelor organizaționale. Instituțiile publice nu sunt dispuse să își asume în mod voluntar asigurarea unui nivel mai înalt de transparență, astfel încât să compenseze aceste neajunsuri și deficiențe ale legislației. Majoritatea din ele își îndeplinesc atribuțiile în limite legii, însă fără a demonstra dorința de a publica informația de interes public. Cât ține de pilonul 3, accesul la informații la solicitare, deci pentru a evalua receptivitatea instituțiilor publice la solicitările de informații de interes public, au fost redactate și expediate solicitări standardizate de informații, care s-au axat pe informațiile ce se încadrează în categoria informațiilor de interes public și țin de aspecte de interes public de importanță majoră. Solicitările de informații au fost expediate din numele Asociației Obștești Juriștii pentru Drepturile Omului, deci organizații care de-a lungul anilor a depus eforturi considerabile pentru a aduce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informații. Solicitările au fost expediate atât pe suport de hârtie cu semnătură, ștampilă umedă, cum ne solicită de obicei autoritățile publice, și expediate cu scrisoare recomandată, și de asemenea au fost expediate și prin intermediul platformei vreauinfo.md, o platformă care a fost dezvoltată și este de fapt deținută tot de această organizație, care ajută cetățenii să solicite informații, să vizualizeze, să comenteze cererile de informații a altor persoane, precum și să facă publice atât solicitările de informații, cât și răspunsurile pe care le recepționează de la autoritățile publice. Astfel au fost transmise solicitări standardizate la cele 50 de instituții publice la diferite nivele ale administrației care au fost incluse în eșantionul pentru analiza paginilor web. Pentru acestea au fost formulate 3 întrebări standardizate. Intenționat am pus aici exact cum a fost expediată solicitarea. Să vedeți că am făcut sunt cu trimitere la cadrul legal și un pic mai târziu o să înțelegeți de ce am făcut acest lucru. Deci întrebările s-au referit la salariile, sporurile salariale și la premiile conducătorilor instituțiilor și a subdiviziunilor acestora, la planurile anuale de achiziții și copiile rapoartelor privind rezultatele procedurilor de achiziții și la informații privind subsidiile, granturile, donațiile acordate persoanelor juridice în ultimii ani, 2020-2021. Spre deosebire de analiza gradului de transparență proactivă, pe această dimensiune s-a evaluat și receptivitatea unor categorii speciale de furnizori de informații, și anume întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni. Deși acestea nu fac parte din sistemul administrației publice, ele totuși ar trebui să rămână sub control public, având în vedere că beneficiază de subvenții și transferuri din partea statului. În acest context, pentru aceste instituții, deci au fost expediate întrebări standardizate la 10 întreprinderi de stat și 5 societăți pe acțiuni,
Întrebările s-au referit la planurile de achiziții publice și la rapoartele privind rezultatele procedurilor de achiziții publice și la valoarea alocațiilor bugetare, deci dacă au primit subvenții și transferul la autoritățile publice în anii 2020-2021. Deși exhaustivitatea și calitatea răspunsurilor nu a fost, să zicem, una impresionantă, performanța instituțiilor publice cu privire la examinarea solicitărilor de informații publice este una redusă, însă unele autorități totuși au demonstrat un nivel mai înalt de transparență. Și aici o să ne referim la următoarele autorități. Deci avem Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care a dat răspunsuri detaliate la toate întrebările, mai mult decât atât, dat fiind volumul mare al informațiilor disponibile în format digital, agenția a optat pentru un serviciu extern de partajare a fișierilor. În același timp ne-a oferit posibilitatea să vizităm sediul instituției pentru a ne pune la dispoziție toată informația solicitată pe un dispozitiv de stocare USB. Curtea de conturi, de asemenea, a oferit răspunsuri detaliate la toate întrebările. Mai mult decât atât, un reprezentant al Curții de Conturi ne-a contactat prin toate mijloacele posibile ca să putem să ne apropiem la ei și să ne furnizeze această informație pe un dispozitiv USB. Ministerul Economiei și Infrastructurii, la fel, ne-a oferit informații, răspunsuri la toate întrebările pe care le-am expediat. Răspunsul Ministerului Economiei a fost voluminos, pe 49 de pagini, ca să vă dați seama volumul. Consiliile Raionale Drochia și Cantemir sunt singurile autorități publice locale care ne-au oferit răspunsuri comprehensive la toate întrebările. Atât Președinția Republicii Moldova, cât și Autoritatea Națională de Integritate, de asemenea, au răspuns detaliat la întrebări referitor la salariile angajaților, referitor la subvenții, granturi și donații, cu excepția întrebări, deci nu ne-a oferit răspuns la întrebările ce țin de informația privind rezultatele procedurilor de achiziții publice desfășurate în anii 2020-2021. Ne-a oferit informații doar în parte ce ține de planul de achiziții și rapoartele privind executarea contractelor. Totodată trebuie să menționez că au existat și instituții care nu au dat curs solicitărilor noastre de informații și aici mă voi referi la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Procuratura Generală, ca și autorități de nivel central. Nu ne-au oferit răspuns nici 5 din cele 10 consilii raionale pe care le-am selectat pentru a analiza acest aspect, furnizarea informațiilor la solicitare și nu ne-au răspuns la întrebările noastre, la solicitarea noastră de informații, trei întreprinderi de stat și două societăți pe acțiuni. Nu o să le repet, ați văzut cine sunt. Receptivitatea, mai departe am să mă refer un pic la abordările diferite ale furnizorilor de informații și am făcut așa o mică comparație. Deci abordările diferite ale furnizorilor de informații privind volumul de informații solicitate și aici am făcut un mic screenshot din răspunsurile pe care le-am recepționat de la autorități și o să vedeți că Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, despre care am vorbit mai devreme, ne-a oferit informația, toată informația și atunci ei au optat pentru acest serviciu extern de partajare a informațiilor, inclusiv ne-a invitat să ne ofere pe un dispozitiv de stocare USB.
Aici avem un alt răspuns al Consiliului Raional Cahul, care ne-a informat că volumul de informații pe care noi l-am solicitat este foarte voluminos și nu este disponibil în format electronic și de aceea ne-a invitat că dacă intenționăm să facem cunoștință cu informația pe care noi o solicităm, să efectuăm o vizită la Consiliul Raional Cahul și să ne documentăm. O altă, deci, abordare din a furnizorilor de informații privind salariile, sporurile salariale și premiile pe care le au primit autoritățile publice. Aici să vedeți un răspuns de la aparatul președintelui Republicii Moldova, care în anexă ne-a oferit toată informația în tabel referitor la salarii, sporuri salariale, plus ne-au explicat că angajații și funcționarii aparatului nu beneficiază de sporuri, de compensare pentru muncă prestată în condiții nefavorabile și așa mai departe. Totodată, aici o să vedeți un mic extras din răspunsul pe care l-am primit de la Ministerul Finanțelor, care ne informează că, de fapt, informațiile pe care noi le solicităm referitor la salariu sunt date cu caracter personal și cad atât sub incidența legii privind protecția datelor cu caracter personal, cât și a codului muncii, unde este stipulat că salariul este confidențial. Și ei ar putea să ne... ar putea aceste informații să fie furnizate doar cu acordul nemijlocit al beneficiarului. Mai mult decât atât, până la urmă ei au recunoscut și ne-au zis că aceste informații noi am putea să le vizualizăm pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, deși în formula care noi am cerut-o, această informație nu poate fi vizualizată pe pagina ANI, pentru că acolo este doar salariul, deci suma totală. Noi am solicitat informația să fie divizată. Abordările diferite ale furnizorilor de informații în parte ce ține de planurile de achizițiile publice. O să vedeți aici Ministerul Economiei și Infrastructurii ne-a furnizat informația, toată informația ce ține, pe care noi am solicitat-o, inclusiv deciziile de atribuire a contractului de achiziție, unde este clar indicat că a fost licitație deschisă, cărui agent economic a fost, care agent economic a fost câștigătorul și așa mai departe. Deci, toată informația în anexă noi am obținut-o. Comparativ cu răspunsul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, unde vedeți că Comisia ne face trimitere și ne oferă link-urile la pagina web în partea ce ține de planurile de achiziții și rapoarte privind monitorizarea executării contractelor și inclusiv de pe tender.gov.md. Însă, noi am solicitat și alte informații referitor la câștigătorii acestor proceduri de achiziții, care ei nu au putut să ne ofere, doar ne-au trimis la pagina lor oficială. În parte ce ține de subsidii, granturi și donații acordate persoanelor juridice sau alocațiilor bugetare primite de la instituțiile sau autoritățile publice, vedeți aici o notă informativă care ne-a oferit-o Consiliul Raional Drochia pe perioada anului 2020-2021, exact cum noi am solicitat-o, și aici sunt cine este beneficiarul, când a fost aceste subvenții și suma. Comparativ cu răspunsul primit de la întreprinderea de stat Milește Mici, care ne-a oferit doar suma și pentru ce a fost primită. Aș dori un pic să mă refer la unele argumente, să zic așa, de ochiate privind refuzul de a furniza informații de interes public din punctul nostru de vedere și aici o să mă refer un pic la răspunsul Ministerului Afacerilor Interne, care la punctul 1
al solicitării noastre care se referă la salarii, sporuri salariale și premii, ne-a informat pe lângă faptul că aceste sunt date cu caracter personal și ele pot fi prelucrate doar cu consimțământul subiectului de date. Ministerul Afacerilor Interne ne-a spus că, de fapt, solicitarea furnizării informației nu corespunde normelor invocate, datorită caracterului excesiv și neidentificabil al informației solicitate. Și ei ar putea să ne ofere în baza unei cereri, dacă noi oferim detalii suficiente și concludente pentru identificarea informației respective, care i-ar permite Ministerului să identifice că noi vom acționa și vom utiliza această informație cu diligență. Un alt furnizor de informații care... de la care am primit niște, să zicem, argumentarea refuzului de a ne furniza informații, este Ministerul Apărării. Deci, Ministerul Apărării ne-a spus că solicitarea noastră nu justifică scopul și necesitatea furnizării informații, datelor menționate, și pentru a putea beneficia de această informație, noi trebuie să indicăm care este scopul concret pentru care noi solicităm dezvăluirea acestor date, volumul și categoria de datelor cu caracter personal, cadrul normativ pe care se întemeiază cererea noastră de informații, deși anterior am arătat că noi am făcut trimitere clară și chiar atunci când am expediat din numele asociației, noi am făcut trimitere la articolul 34 din Constituție, la legea privind accesul la informații și la articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și ne-am mai solicitat să oferim și garanții asupra asigurării regimului de securitate și confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Un răspuns similar noi l-am primit și de la Secretariatul Parlamentului, care de asemenea ne-a spus că aceste informații pe care noi le solicităm sunt cu accesibilitate limitată și trebuie să indicăm scopul concret, cadrul normativ pe care se întemeiază solicitarea noastră, să demonstrăm interesul legitim sau prezența unor condiții din legea cu privire la datele cu caracter personal, să indicăm modul și scopul utilizării ulterioare a datelor cu caracter personal și să oferim garanții asigurării regimului de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal și că nu le vom utiliza în scopuri contrare și nedeterminate către persoane terțe neautorizate. Un alt răspuns, argumente pe care le-am primit, sunt de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. De asemenea, deci, reprezentanții acestei autorități, instituții publice, ne informează că noi solicităm date cu caracter personal și având în vedere că această solicitare se referă la funcționari publici, ei în mod egal asigură protecția drepturilor și a libertăților lor fundamentale și de asemenea, deci ei au considerat că cererea noastră nu este motivată de fapt și de drept. Sub aspectul necesității prezentării informațiilor solicitate, scopul și modul de utilizare a acestei informații, inclusiv privind caracterul de interes public al informației solicitate. Și ultimul la care am să mă refer, la ultimul furnizor de informații, este Consiliul Audiovizualului. După cum am menționat, noi am expediat solicitările atât din partea organizației Asociația Obștiești Juriști pentru Drepturile Omului pe suport de hârtie, cu semnătură și în ștapelă și prin intermediul platformei vreauinfo.media. Aici o să vedeți, deci solicitările au fost expediate pe data de 25 iunie și o să vedeți în primul screenshot, Consiliul Audiovizual ne-a răspuns exact în aceeași zi, probabil aveau deja un răspuns șablon,
prin care ne-a și-a tratat cererea noastră de acces la informații prin prisma codului administrativ și a catalogat cererea noastră de acces la informații ca o petiție și ne-a înșerat toate elementele pe care le conține o petiție și ce ar trebui noi să prezentăm. Ne-a oferit un termen de 2 zile în cazul în care noi nu ne conformăm cerințelor, cererea noastră nu va fi examinată. Ulterior au primit și cererea noastră de acces la informații pe suport hârtie și au venit cu un răspuns înscris prin care, deci, deja fiind foarte inventivi, ne-au tratat de asemenea ca petiții solicitarea noastră de informații și ne-au zis că, de fapt, cererea este înaintată de persoană juridică, de Asociația Obștească Juriștii pentru Drepturile Omului, iar persoana semnatară care a semnat cererea de acces la informație este indicată ca director de proiect al acestei persoane juridice și atunci ei au solicitat să prezentăm procură, deci împuternicirile, ca să poată să ne ofere informația. Și ne-a oferit iarăși un termen de 3 zile pentru a ne conforma condițiilor în cazul în care nu, deci nu ne vor răspunde la solicitare și nu ne-au răspuns. Receptivitatea redusă a autorităților publice la solicitările publice de informații corespunde în principiu rezultatelor modeste care au fost obținute în rezultatul analizei gradului de transparență proactivă, fiind astfel demonstrată o problemă sistemică a lipsei unei culturi dezvoltate a transparenței. O îngrijorare și mai mare ține totuși de înțelegerea și de interpretarea cadrului legal, în partea ce reglementează accesul la informații. Argumentele care stau la baza refuzului autorităților sunt discutabile. La adoptarea deciziei de restricționare a accesului la informații a autorităților publice, nu se ține totuși cont de interesul public. Un aspect pozitiv, aș spune așa, ar fi că majoritatea instituțiilor sau autorităților publice răspund în termenul legal prevăzut de lege, de 15 zile, însă cu toate acestea, pentru a atinge un nivel mai înalt de transparență, după noi nu este suficient să răspunzi în termen atunci când oferi un refuz. Totuși aceasta reprezintă până la urmă o încălcare a dreptului la informare. Mulțumesc, cam atât am avut a spune. Mulțumesc, Stella, foarte mult. A fost foarte interesant. Eu deja mi-am notat 2 întrebări și vreau să-i îndemn pe cei care sunt online cu noi să noteze și ei întrebările pentru a le pune după prezentări. Acum aș vrea să dau din nou cuvântul domnului David Șecilo, pentru că dumnealui va încheia această prezentare și această evaluare. Thank you. Thank you very much. And considering all the problems that were presented by Stella, considering also what I mentioned about the deficits in the legal framework, it's not a surprise that the total score is far from satisfactory, far from giving a positive assessment of the situation in the field. So it's 46, only 46 points out of 100 points possible. This is, of course, the first measurement, baseline measurement, and the idea of the whole report and assessment was to develop a methodology that would enable us to measure, hopefully, progress every year. So obviously, astfel că, evident, acest punct de plecare este destul de jos, adică bara este jos, pusă destul de jos. Dar sperăm că, uitându-ne pe partea pozitivă, există spațiu de îmbunătățire și noi sperăm să
înregistrăm această îmbunătățire în următoarele două runde sau două runde de evaluare. Dar pentru a economisi mai mult timp pentru discuție, vreau doar să mă uit la această diagnostic ca punct de pornire pentru discuția ce ține de calea următoare. Și evident, realizarea acestui diagnostic a fost partea mai ușoară a acestui exercițiu. Partea mai dificilă va fi de a identifica o modalitate de a merge mai departe. Și în raportul nostru, noi am pus accent pe trei direcții de bază ale schimbărilor necesare. Deci, componente de bază a reformei în acest domeniu. Este clar, în primul rând, pentru noi că legea nouă privind accesul la informație publică ar trebui să fie primul pas. Deci, pasul care este necesar pentru a începe să ne gândim la îmbunătățirea în practică. În acest sens, e nevoie de cadrul legislativ care întrunește standardele internaționale care promovează un nivel înalt de transparență. Însă, mergând spre o probleme mai de ordin mai practic, noi înțelegem că noua lege nu este suficientă. A trebuit să fie îmbinată de asemenea cu fortificarea cadrului instituțional și în special e vorba despre supravegherea conformității cu cerințe de conformitate de transparență. Acesta este domeniul în care eu mă simt destul de confortabil, adică să vorbesc despre el când vine vorba despre practica internațională și despre soluții din alte țări. Asta pentru că acesta este domeniul unde există anumite evoluții internaționale care aduc anumite mesaje pozitive care aduc speranță, aș spune eu, în ceea ce privește modul în care supraveghem conformitatea cu dreptul la obținerea informației. Vehiculul principal pentru acest scop este crearea unui organism independent de supraveghere. Aceasta este o inițiativă care, bun, este o idee care a fost implementată deja de către peste 15 țări europene, inclusiv multe țări post-socialiste din Balcanii de Vest, în Asia, din Europa Centrală și de Est. Recent eu am avut plăcerea împreună cu primăștul să asistăm la revizuirea reușită a legii privind accesul la informație din Serbia. Serbia este o țară unde acest tip de organism a fost creat. Prima țară care a creat acest organism în Balcanii de Vest și de fapt a avut un succes răsunător. A adus îmbunătățiri foarte bune și victorii realizate când vine vorba despre progresarea în domeniul transparenței și eu cred că aceasta este una din strategiile posibile pentru a fi urmate. Evident că cu multe întrebări aici. Adică este vorba despre ceea ce este foarte important. Vorba despre statutul, competențele acestui organ pentru a face eficient. Și în cele de urmă, a treia recomandare, cea mai puțin tangibilă, dar cea mai importantă, e vorba despre asigurarea culturii de transparență între instituțiile publice, ceea ce necesită rolul activ al guvernului, promovarea condițiilor pentru o transparență sporită a instituțiilor publice și susținerea instruirii, dezvoltarea capacităților ofițerilor sau purtătorilor de cuvânt, deci și deschiderea acestor date și accesul la portale informaționale și așa mai departe. Acestea sunt cele trei clustere de reforme solicitate care eu cred că ar
îmbunătăți marea parte a situația și ar permite pe viitor de a avea progres semnificativ în acest domeniu. E vorba despre îmbunătățirea ratingului sau a clasamentului care a fost prezentat astăzi. Mulțumesc frumos și așteptăm. Absolutely. We still have a couple of respondents on this panel. Some of them are not with us, but online. Eu aș vrea să revin la lista și la agenda noastră de vorbitori pentru următoarele câteva minute și mai ales pentru că ați menționat rolul important al Parlamentului, având în vedere noi pachete legislative care ar contribui la îmbunătățirea situației, pentru că chiar și ce ține de bunele legi, care noi credeam că sunt bune, nu mai sunt bune, sunt învechite și nu răspund cerințelor actuale privind accesul la informație. De aceea aș vrea să-i dau cuvântul acum Liliane Nicolescu Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Deci dumneaei, sper, ne va oferi și o replică la acest capitol. Bună ziua, sper că m-au auzit. Da, se aude. Nu cred că voi oferi o replică la acest capitol, ci voi începe prin a spune că aș vrea să adresez un cuvânt de mulțumire tuturor colegilor care au lucrat asupra acestui raport. Evident, este destul de trist să vedem rezultate care vorbesc despre un grad destul de scăzut al transparenței proactive a instituțiilor și pentru mine, ca persoană care anterior funcției publice am fost în societate civilă și am avut nevoie de informații de interes public, înțeleg foarte bine lucrurile de pe ambele părți, pentru că foarte multe dintre informațiile pentru care colegii din presă, dar și societatea civilă, dar și orice cetățean interesat conform legislației, pierd foarte mult timp pentru a obține aceste informații, ar putea din start să fie să primească răspuns prin ceea ce ar însemna date deschise și un grad mai înalt de transparență a instituțiilor. Evident că este vorba și de capacitare, pentru că de foarte multe ori, așa cum prezentau și colegii autori de raport, paginile web ale instituțiilor nu sunt deloc prietenoase și chiar dacă există informația pe ele, uneori impresia este că se structurează în așa mod încât să fie cât mai greu de găsit pentru publicul larg și pentru persoanele interesate. Bineînțeles, e foarte important ca accesul la solicitare să poată fi oferit în termeni proxim și aici îmi dau seama cât este de dificil și chiar în situația curentă și noi la Parlament nu întotdeauna am oferit informația solicitată în termeni proxim. În unele cazuri este vorba de lipsă de comunicare eficientă, în alte cazuri este vorba de date care cu adevărat ar trebui să fie mult mai bine structurate și disponibile în orice moment. Și noi ca instituție la Parlament lucrăm acum împreună cu colegii din direcțiile de profil și din cele ale secretariatului pentru ca să îmbunătățim situația. Dar nemijlocit la ceea ce este prezentat în raport și în calitate de aspecte care necesită îmbunătățire în cadrul legislativ, vreau să menționez succint că acum pe agenda noastră, pe domeniu, există sau una dintre priorități ține de un proiect de lege care deja este destul de nu vreau să zic cu barbă, dar un proiect de lege care a fost și în legislatura precedentă,
la care revenim acum și la care au lucrat, au contribuit chiar colegii prezenți astăzi în această discuție, și doamna Puiu, și doamna Pavlov, și domnul Bozian, și colegii de la Asociația Presei Independente. Deci, proiectul de lege care vizează modificarea mai multor legi existente și coduri sub aspectul îmbunătățirii accesului la informația de interes public este acum în atenția noastră și în următoarea perioadă îl vom pune în procedură legislativă. Deja avem remarci asupra textului prezentat și din partea direcției juridice, deci împreună cu colegii ne vom aplica cu multă seriozitate asupra acestui proiect, mai ales că modificările vizate în acesta țin de cel puțin 10 acte legislative existente. Nu în ultimul rând, și în ceea ce înseamnă programul național și planul de acțiuni pentru dezvoltarea sectorului mass media, de asemenea, urmează să avem o acțiune concretă și pe marginea acestui program și a planului de acțiuni, care a fost elaborat în cadrul unui efort mai amplu al societății civile împreună cu reprezentanții Parlamentului și al ministerilor, al diferitor instituții publice. Și în acest program și plan de acțiuni, de asemenea, sunt aspecte care țin de îmbunătățirea domeniului. Aș vrea să închei prin a zice că pentru noi este important și acest raport care a fost prezentat este tot un instrument care să ajute la luarea unor decizii pe baze informate. Deci să fim informați atunci când luăm decizii și, cum ziceam, este mai degrabă dezolant să vedem doar două administrații publice de nivel local care au reacționat din toate cele pe care le avem, sau să vedem gradul în care au reacționat instituțiile publice centrale. Eu cred că trebuie împreună să facem acest efort pentru ca și ceea ce înseamnă cultura organizațională pentru transparență să se schimbe. Da, asta înseamnă și capacitare și a personalului și a părților tehnice, dar nu în ultimul rând asta înseamnă responsabilizare în ceea ce privește respectarea prevederilor legale. Cel puțin în echipa de la Parlament, noi vom depune eforturi pentru ca să îmbunătățim cadrul legal și să insistăm pe instrumentele de monitorizare și de urmărire a respectării cadrului legal. Vă mulțumesc pentru această invitație. Mulțumim pentru raport, chiar prezintă un interes deosebit. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Nicolaescu-Onofrei. De fapt, asta mă refeream și eu când ziceam de replică la acest capitol. Noi ne bucurăm foarte mult că acel proiect de lege, pachet, de fapt, de modificări la legislație, este pe agenda Comisiei, pentru că asta ne-ar îmbunătăți situația la acest un pilon din cele trei despre care au vorbit experții. Și vă urăm succes! Iar ce ține de cultura accesului la informație și promovarea în guvern, în guvernare, în organizațiile de stat despre care a vorbit expertul nostru, a făcut referință la guvern din nou, și avem și pe agenda un reprezentant al guvernului, al Ministerului Justiției al Republicii Moldova, Iulian Rusu, secretar de stat. Vă rog să ne spuneți ce aveți în planuri pentru aceasta. Mulțumesc, Corina. Mulțumesc, colegi, pentru acest raport detailat. Este o radiografie a modalității în care se asigură prezentarea informațiilor și este un suport inclusiv pentru autorități în momentul în care doresc să-și revadă calitatea comunicării cu cetățenii. Ne bucurăm că Ministerul Justiției s-a regăsit printre autoritățile care au fost catalogate ca fiind cele mai transparente.
În același timp, pe partea legată de subiectul accesului la date cu caracter personal sau accesul la informații, cel puțin din perspectivă juridică, trebuie să reținem și unele acțiuni ale curții constituționale. Deci subiectul accesului la date cu la date publice sau respectarea dreptului la acces la informații, de fapt, în momentul în care se valorifică, trebuie să ia în calcul două aspecte. Pe de o parte este interesul public de acces la date și pe de altă parte este dreptul la viața privată sau dreptul la protecția unui secret comercial. Deci, în acest context, Curtea Constituțională, deja nu foarte recent, s-a expus cu privire la criteriile care trebuie să fie luate în calcul de autoritățile publice atunci când se solicită date, informații și dacă aceste informații pot cădea în domeniul datelor caracter personal sau date cu acces restricționat. Acum, aspectul ăsta, el este unul destul de dinamic, el nu este static și independent de necesitățile societății, el migrează într-o necesitate mai mare de transparență versus una mai mică. Deci cum aceste două drepturi concurente se impun, să zic așa, în societate. Sunt de acord cu dumneavoastră că aspectele legate de interpretarea duplicitară a codului administrativ sunt o problemă. Sunt o problemă pentru tot sistemul judecătoresc, pentru că pe de o parte se aplică regula legii speciale, iar pe de altă parte se constată că codul administrativ este însăși o lege specială în sensul accesului la informații. Trebuie să remarc aici că nu doar aspectele legate de accesul la informații au fost duplicitare interpretate de instanțele de judecată, au fost și alte litigi, spre exemplu, cele țin de domeniul electoral, în care instanțele, având un termen destul de restrâns de a se expune, pentru că sunt litigi electorale, au dat soluții diferite. Unele spunând că este nevoie de procedură preliminară, iar altele expunându-se că o astfel de necesitate nu există. Deci vreau să revin puțin la constatările Curții Constituționale. Deci Curtea Constituțională se referă la aspectul de notorietate a persoanei, la subiectul care se dorește a fi dezvăluit, făcut public, și scopurile aceste dezvoluri. Deci, curtea nu oferă soluții exacte pentru toate cazurile de acces la informații, ele sunt foarte diferite. De altă parte, cadrul nostru actual protejează dreptul la dată privată. Și avem și legea prin protecția datelor caracter personal. Înțelegerea noastră este că în momentul în care avem un grad de notorietate a persoanei, informații cu privire la care se solicită, atunci trebuie să subziste, să fie susținut mai mult interesul public în detrimentul interesului privat. Cu alte cuvinte, dacă se solicită informații care țin de veniturile unei persoane publice, asta, în cazul ăsta concret, ar trebui să subziste comparativ cu interesul privat la protecția vieții private, care de asemenea este prevăzută în Constituție. Cam pe aceeași linie merge și Curtea Constituțională. Este clar că exercițiul de ajustare a cadrului legal este unul imperios. Știm că te cunosc colegii de la elaborare, direcția elaborare lucrează la acest capitol. Trebuie doar să menționez că Ministerul Justiției se află este implicat în mai multe activități paralele. Și înțelegem că accesul la informații este una dintre priorități, dar trebuie să atenționez că sunt și altele care de asemenea își așteaptă atenție. Nu în ultimul rând, chestiunile legate de crearea unei noi instituții. Trebuie să le tratăm inclusiv din perspectiva și altor autorități care există în Republica Moldova deja.
Deci există autorități, cum spre exemplu avocatul poporului, care se poate implica și pe astfel de domenii. Există un circuit destul de intens pe care l-au toate autoritățile publice în partea cetățenilor de petiții sau solicitări de informații. Și tratamentul neunivoc, evident că din partea societății civile trezește semne întrebare, de ce standardele sunt aplicate în mod diferit. Deci cred că mai degrabă asta este o problemă de clarificare a legii, dar și de o aplicare uniformă. Un ultim aspect legat de reacțiile din partea anumitor autorități. Ne înțelegem că multe autorități publice locale, dat fiind circumstanțele existente pe numărul de autorități, dar și pe capacitățile lor practice, ar putea să găsească soluții ușoare prin care să răspundă negativ la solicitări de date sau în general să le ignore. Un aspect strâns legat de acesta ține de întreprinderile de stat și societățile pe acțiune. Și aici vreau să mă refer foarte puțin de elementul legat de protecția secretului comercial. Deci, pe de-o parte, aceste entități sunt participante pe piața relevantă, iar pe de altă parte, acestea sunt finanțate de ideea la bugetul de stat. Deci cadrul actual spune că auditul este obligatoriu. În momentul în care cota de stat este trecută de 50%, 50 mai mult, și fix același lucru se referă și la achizițiile publice. Întrebarea noastră este dacă asta este suficient și foarte important în contextul subvențiilor sau ajutorului de stat la care s-a făcut referire anterior. Există totuși autorități care analizează, cel puțin din perspectiva concurenței, oferirea acestor ajutoare sau subvenții din partea statului și mai mult este o răspândere a entității care oferă ajutorul de stat să publice datele respective. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor pentru efortul lor în prezentarea rezumatului, dar și nimic și raportul. Am avut plăcerea să-l consult anterior acestui eveniment și sunt foarte interesat să vedem acești indicatori practici cu punctaje pe cele trei categorii, în special pentru unele autorități, unde s-au identificat probleme, pentru ca să le putem remedia. Înțelegerea mea este că de multe ori este vorba de simplă aplicare a legii și nu neapărat ajustarea cadrului legal. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru această intervenție, domnule Iulian Rusu. Eu aș vrea acum să ofer cuvântul cu o prezentare lui Primoș Vehar. Este lider de echipă al proiectului Uniunii Europene, Sprijin pentru Dialogul Politic Structural, Coordonarea Implementării Acordului de Asociere și Îmbunătățirea Procesului de Aproximare Legală pentru Republica Moldova. Deci dumnealui îl vedeam non-verbal cum este de acord cu anumite concluzii și recomandări a acestei cercetări. Acum aș vrea să văd ce are de spus, pentru că volumul de lucru, recomandările sunt importante. Sper că proiectul dumnealui se va implica și în acest aspect. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că m-ați invitat la acest eveniment. Aș vrea să felicit autorii acestui raport, care nu este un raport clasic de analiză a situației actuale, dar se referă și la implementarea practică. Dar e și mai important Da, vă mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru acest raport. Felicit ambii autori. Cum ziceam, acest raport nu este o evaluare clasică a cadrului legislativ, dar de asemenea analizează și implementarea practică.
Și mai are și indicatori elaborați, ceea ce permite să urmărim și să facem măsurări pe viitor, în ceea ce ține de schimbările de viitor care vor fi făcute pe parcursul anilor ce vor urma. Prezența mea aici, de asemenea, reprezintă un soi de conexiune cu Uniunea Europeană, pentru că reprezintă un proiect finanțat de UE. Prezența mea arată și o cooperare enormă și sinergie pe care am creat-o cu proiectul cu Freedom House, pentru că am cooperat și vom continua să cooperăm pe acest segment. Și eu aș începe cu niște exemple, nu din Moldova. O țară începe să construiască un mare monument în capitala țării și din start se vede că este o investiție substanțială. Cetățenii, ONG-uri, toată lumea interesată întreabă cine finanțează și cât va costa acel monument eroilor. Deci guvernul răspunde: nu vă îngrijorați, totul va fi clar, dar... Au trecut câteva săptămâni, în oraș a fost o mare serbare, monumentul a fost inaugurat și după aia iarăși întrebări. S-au cheltuit bani publici, vă rog frumos, stimați domn din guvern, răspundeți cât a costat. Răspunsul zice că încă nu știm, pentru că încă nu am primit facturile de la diverse meșteri și când vom avea toate informațiile, o să vă dăm. Nu vă dăm informații parțiale. După aia, iarăși, liniște. Următorul exemplu. Companie publică, 100% proprietară de stat, a numit un nou director. Apar întrebări. Când a fost publicat acest anunț de angajare, care au fost criteriile de selectare? Răspunsul: liniște. Apoi câteva întrebări, de asemenea referitor la felul în care această persoană a fost numită. Are diplomă de studii superioare în genere? Probabil asta ar fi o condiție pentru o astfel de funcție. Răspunsul a venit. Aceasta este informație care face obiectul protecției datelor. Asta este informație protejată cu referire la studiile directorului nostru. Așa. Al treilea exemplu. Unul foarte proaspăt în legătură cu situația de COVID. Țara a cumpărat multe măști respiratoare și toate chestiile. Jurnaliștii, ONG-uri, cetățenii întrebau cât costă toate aceste cumpărători, pentru că clar că este vorba de milioane de euro, dar cât exact, care sunt procedurile? Răspunsul a fost că este secret de stat, nu oferim informații, noi salvăm vieți. Noi luptăm cu acest dușman invizibil, virusul, și nu putem să vă dăm informații, pentru că toate informațiile au statut de secret de stat. Și tot așa, și tot așa. Așa, am avut foarte multe exemple de genul. A fost în exemplul din țările din regiune, este o țară care este cu un pas înainte, Republica Moldova, negociind negocierile sale cu UE. Deci, acordul nostru, noi susținem implementarea acordului de asociere și armonizarea legislației moldovenești cu legislația UE și vom activa până la mijlocul anului 2025, cât? Cam încă vreo 3 ani și jumătate, aproximativ. Deci, prima întrebare pe care am auzit-o de multe, multe ori: dar nu sunt reglementări sau directive cu privire la accesul la informații publice, dar și acordul de asociere nu are niciun capitol cu referire la acest subiect, de nu este scris exact care sunt termenii limite și ce trebuie să facem.
Aici vreau să subliniez și de aia am dat exemplu unei țări care negociază cu UE. Negocierile au fost oprite, nu avansează, inclusiv din cauza astfel de chestiuni, cum ar fi necorespunderea criteriilor politice. Și acordul de asociere cu Moldova la început, în articolul 4, specifică că Moldova va coopera cu Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării, consolidării și sporirii stabilității și eficienței instituțiilor democratice și supremației legii. Bine, niște formulări foarte generale, dar care cuprind mai multe chestii, printre care și accesul la informațiile publice. Va asigura respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În același articol avem reforma administrației publice, reforma judicială, lupta împotriva corupției și așa mai departe, fără a specifica acte juridice, directive și așa mai departe lui, pentru că ele nu există într-așa o formă în diverse domenii și... Dar acest domeniu este extraordinar de important. Deci, UE are din 2019 directivă cu privire la reutilizarea datelor publice, care nu este inclusă în legislația pentru Republica Moldova, dar în celelalte standarde internaționale menționate de David și Stella, este Convenția Tromsø, Convenția Consiliului Europei, pe care Moldova a semnat-o în 2016, care a intrat în vigoare anul trecut, acumulând un număr suficient de semnături, apoi principiul informației publice SIGMA, care de asemenea definește standarde, în special în ceea ce ține de cadrul instituțional privind dezvăluirea informației, cadrul procedural și standardele foarte detaliate ale Băncii Mondiale cu privire la transparență și cu un catalog de date, cu o listă de date care trebuie să fie publicate din timp. Și acest lucru a fost subliniat de colegii mei, dar eu repet încă o dată, transparență proactivă. Dacă datele sunt publicate, dacă totul este clar pe pagina web, nu mai e nevoie de a pune întrebări. Dacă se face un anunț public că va fi un tender pentru un director al unei companii publice, astea sunt criteriile, astea sunt termenii limite, salariul este asta, atunci de ce să fie pus întrebări, de ce să se ascundă această informație, de ce ne va face public numele persoanei cu un CV scurt, va fi totul vizibil, are studii superioare sau a absolvit doar școala medie și deci totul este vizibil, atunci nu mai apar întrebări. Asta este informație publică pentru că este vorba de banii publici, banii pe care îi plătim noi ca contribuabili. Nu este capital privat și nu poate să ne intereseze. Dacă este vorba de o companie publică, nu, de ce ne pasă? Sau proprietarului nu-i pasă pe cine angajează? El angajează pe cine își dorește, cu studii sau fără. Dar dacă eu aș fi director a unei companii publice, a unei agenții publice, sau aș fi ministru sau ceva, eu trebuie să respect regulile și să dezvălui date publice. În special pentru că eu folosesc banii contribuabili. Nu sunt capitalul meu propriu acești bani. Și în proiectul nostru, în cooperare cu David și în cooperare cu Freedom House, am efectuat și noi analiza noastră deja încă chiar o jumătate de an în urmă, care a fost un pic diferită. Noi am analizat situația, noi am identificat practic aceleași probleme, am ajuns practic la aceleași concluzii ca și Freedom House. Procedura ineficientă de acces la informații la solicitare nu este posibilă de a face online, termenii limită nu este clar, se confundă cu petiții, care este legislația administrativă, o lipsă de garanție a transparenței proactive, adică sunt niște chestii de bază care ar trebui să fie publicate, a lucrurilor care ar trebui să fie publicate proactiv din timp, lipsa unui organ specializat. Eu voi spune un pic mai mult cât de importante sunt lucrurile astea și, cum ziceam, reutilizarea sectorului public. Aici aveam directiva UE care nu abordează aceste lucruri în totalitate. Deci noi aici avem concluziile aceleași la care a ajuns și Freedom House. Suntem în totalitate de acord cu raportul Freedom House, care promovează transparența proactivă, ceea ce este esența legislației viitoare. Pe cât de mult posibil informația
trebuie să fie prezentată din timp și respectiv vor fi din ce în ce mai puține întrebări. Adică lucrurile astea trebuie să fie dezvăluite. Bugetul, regulile de achiziții, angajările, investițiile, rapoartele anuale. Dacă acestea nu sunt disponibile publice, dacă folosești banii publici, dacă ești o instituție publică sau dacă ești o entitate sau o întreprindere de stat. Și de asemenea, integrarea procedurii de acces la informații trebuie să fie reglementată mai bine, pentru că aici este o problemă mare în Moldova cu răspuns administrativ. Nu vine răspuns și apoi ai problemă. Cum să insiști? Pe ce căi să insiști ca să obții un răspuns? Și de asemenea, susținem cu fermitate crearea unui organ de supervizare ca experiență pozitivă a multor țări. O jumătate din state membre ale UE au un astfel de organ. Dar iarăși, nu avem aici directive sau regulamente care să specifice, uite, e nevoie de asta, 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 asta. Aici aveți toată libertatea să organizați. Domnul secretar de stat rusu a menționat că există diverse posibilități de plasare acestui organ în cazul în care acesta va fi creat. Deci sunt mai multe opțiuni, mai multe modele. Un model ar fi status quo, asta este opțiunea zero. Nu schimbăm nimic, lăsăm așa cum stau lucrurile. Rămâne exact așa, fără niciun organ. No. O altă opțiune ar putea fi oficiul avocatului poporului, care ar putea să-și asume această responsabilitate. Deci noi am putea să găsim aceste soluții în anumite țări sau ca să existe un organ comun, o agenție comună, de exemplu, entitatea responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal și acces liber la informațiile publice. Să fie un singur organ, să aibă două departamente. În unele țări există o astfel de experiență. De exemplu, țara mea. Dar, bineînțeles că e nevoie de modificarea cadrului legal, în cazul în care vă doriți schimbări aici. Ce ar trebui să facă acest organ specializat? Cu siguranță să colecteze datele, să aibă un registru ai deținătorilor de informații. Cine sunt instituțiile care trebuie să ofere informații publice? De exemplu, Telecom, care este companie de stat, este subiect, face subiect acestor reglementări sau nu? Ministerul are un grad mare de autonomie, independență și așa mai departe sau nu? Așa apoi, educație și sensibilizare. Trebuie să formăm, să sensibilizăm, să oferim mai multe îndrumări, instrucțiuni în ceea ce ține prevederile juridice, implementarea acestor și să susținem, să oferim susținere atât în rândul deținătorilor de informații sau titularilor de informații, cât și publicul general. Și să facem și control și revizuire sau analiza situației, în special în situația când survine liniștea sau tăcerea administrativă și sau nu este niciun răspuns și ulterior trebuie să existe acțiuni la următorul nivel, de exemplu, dacă ministerul spune că sunt date cu caracter personal care trebuie să fie protejate și ce astea sunt date personale și nu vă oferim aceste date și nu ne pasă că le doriți. Și iarăși trebuie să fie un organ specializat, comisie, agenție, nu știu, care să zică ministerul oarecare sau o agenție publică trebuie să oferiți aceste informații în termenul, nu știu, în 15 zile. Și să existe posibilitatea de a impune anumite amenzi, nu doar instituții, pentru că dacă eu sunt la buget, oricum ministerul va plăti, dar să fie amendată persoana responsabilă. Și în acel caz, fie secretarul general, fie ministru, fie, nu știu, directorul agenției, cu regret, altfel nu merg lucrurile. Și eu am să vă mai dau un exemplu din propria mea țară, care este și mai mică de Moldova. Eu mă refer la Slovenia acum. Când am avut un caz când guvernul nu a dorit să dezvăluie informații cu referire la discuțiile din la o ședință a guvernului, a fost atacată în instanță acea
nedezvăluire și ei au zis că acele informații, deci organul, organul abilitat a impus agenției să dezvălui informații, dacă nu, va depune o plângere în instanță. Și această informație a fost trimisă primului ministru, pentru că este responsabil în primul rând de guvern. Prim-ministru n-a făcut nimic. Termenul de apel în instanță a fost depășit și ce s-a întâmplat? Primul ministru a fost amendat. Trebuia să plătească 500 de euro sau ceva de genul ăsta, pentru că nu a dezvăluit informațiile solicitate și nu, bine, el nu a plătit, că cum să plătească, și apoi în procedura de executare silită, suma asta a fost reținută din salariu. Iată, asta este un exemplu cum lucrurile astea funcționează în practică. Deci, ca să continu, eu sunt în totalitate de acord că e nevoie de un cadru nou legislativ. Legea este învechită în orice caz. Eu sunt convins că doar cu amendamente lucrurile nu pot fi schimbate, pentru că, nu știu, poate nu chiar fiecare articol, dar peste unul ar trebui să fie modificat. Deci propunerea noastră ar fi de a lucra la elaborarea unei noi legi, luând în calcul standarde internaționale. Și noi suntem gata să susținem aici acest proces și, de asemenea, avem și alți experți cu experiență comparativă și cu Freedom House, lucrăm cot la cot și dacă Ministerul Justiției, și cred că acesta este cel mai potrivit minister, am observat acest lucru și în raport Freedom House, a identificat Ministerul Justiției ca un partener potrivit, eu ofer în mod public ajutor secretarului de stat să ne întâlnim azi, mâine și să începem să discutăm această cooperare potențială. Și pe lângă analiza pe care am făcut-o în martie, în primăvară, dar din cauza schimbărilor, alegerilor, nu am avut ocazia să discutăm cu partenerii noștri din Moldova. Ar fi bine să discutăm deja analiza noastră și am pregătit o schiță proiectului de lege cu articole, capitole și articole care ar trebui să fie incluse și eu cred că asta este un bun început pentru cooperarea noastră continuă. Și aștept cu nerăbdare să ne întrunim cu colegii de la Ministerul Justiției, Secretarul de Stat și colegii mei vor depune toate eforturile pentru a lua legătura cu dumneavoastră, a stabili acest contact și mulțumesc din partea mea. Thank you for this. Abordări foarte practice, îndemn la întâlniri și la contacte cu cei de la Ministerul Justiției, pași în planuri de cooperare și de dezvoltare legislativă. Eu cred că așa parteneriate sunt foarte binevenite și trebuie aplaudate. Revenim totuși și la problemele care, practice care nu doar cercetători ar putea să le aibă sau acești experți care sunt astăzi cu noi, dar presa. Din acest motiv o avem astăzi pe Viorica Zaharia cu noi, este președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova și aș vrea ea să ne spună cum vede această cercetare și cum poate ea fi folosită de către jurnaliști. Vă salut, mulțumesc, Corina. Voi comenta, într-adevăr, din perspectivă jurnalistică, acest studiu. În afară de faptul că reprezint Consiliul de Presă, eu mai sunt și redactor la un portal care se numește moldovacurata.md și care scrie articole cu elemente de investigație pe tema integrității funcționarilor publici și pe teme de anticorupție. Deci, în primul rând, problemele legate de accesul la informații afectează, în primul rând, jurnaliștii de investigație și pe cei de la știri, nu zic, dar cel mai mult pe cei de investigație. Vreau să vă mulțumesc pentru studiu care, de fapt, confirmă situațiile în care noi, jurnaliștii, trăim în fiecare zi. Așa cum a arătat și cercetarea, unele ministere care abia dacă se ridică la 50% de conformare la rigorile de transparență. Deci ce nu au publicat aceste ministere?
achizițiile publice, salariile, rezultatele concursurilor de achiziții publice. Or, aceasta este o informație cu cel mai înalt grad de relevanță pentru public și pentru presă. Pentru că, haideți să ne imaginăm, omul de acasă îl interesează organigrama unei instituții, dar cel mai mult îl interesează ce face această instituție zi de zi, pe mandatul de 4 ani, cât are guvernarea, sau de mai scurt sau mai lung. Ce decizii ia, cum împarte banul public, pe cine subvenționează, pe cine declară câștigător în achiziții publice. Și vreau să vă spun că această informație referitoare la achiziții, de exemplu, ea nici la cerere nu este furnizată. De cele mai multe ori, invocându-se, ajungem la problema datelor personale. Și un caz care îmi amintesc din experiența mea este, am solicitat de la autoritate care împarte subvenții în agricultură și am solicitat darea de seamă a concursului de achiziții publice. Ei au lăsat neblurate, neascunse numele agenților economici care au câștigat, dar au blurat membrii grupului de lucru, care de fapt sunt funcționari publici. Eu atunci investigam un conflict de interese ca să văd dacă membrii grupului de lucru au fost în conflict de interese atunci când au dat banii cuiva din firme private. Eu n-am putut afla lucrul ăsta. De ce? Pentru că instituția a protejat datele personale ale funcționarilor, ceea ce mi se pare un abuz. La fel, despre gradul de transparență. Vă atrag atenția că există așa un portal, actelocale.md, este o durere a noastră a jurnaliștilor. Pe acest portal, actelocale.md, sunt publicate toate dispozițiile și deciziile autorităților locale, consilii raionale, consilii locale, din sate și așa mai departe. Ce caut eu acolo de fiecare dată este cum răspund aceste autorități la controalele inspecției financiare. Iarăși, mă interesează banul public. Păi, iată, acolo o să găsiți astfel de decizii. Și chiar mi-am printat una aici, deci practic toate deciziile, iată, sunt așa, sunt blurate, excesiv, până și numele primarului, numele secretar, tot este blurat. Iată, la final, eu înțeleg că semnătura poate face parte din categoria de date personale, da, numele, dar am găsit și primării care au blurat și numele primăriei. Deci, înțeleg că asta se întâmplă urmare a unor instruiri pe care le face Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Eu, din păcate, nu am fost la nicio instruire de asta, pentru jurnaliștii nu se fac, dar am impresia că funcționarii înțeleg greșit sau abuziv modul cum trebuie de protejat datele personale. Respectiv, de mult mă gândesc că ar trebui jurnaliștii să inițieze niște discuții, un dialog cu Centrul de Date Personale, pentru că el este oarecum exclus din această ecuație, dar eu cred că el are un rol anume în ceea ce ni se întâmplă nou acum. Eu cred că în urma acestor instruiri, pe care fie funcționarii nu le înțeleg corect, fie nu știu ce li se predă acolo, că iată avem astfel decizii. Atunci mă întreb, care este rostul să publice acolo aceste decizii, să piardă un funcționar public? Uitați-vă cât timp tu trebuie să pierzi ca să ascunzi toate datele astea. Și asta iarăși banii publici. Deci el stă la serviciu, în loc să ocupe de altceva, ceva eficient pentru comunitate, el stă și ascunde datele. De ce? Ca această hotărâre să nu trebuiască nimănui publicat acolo. Deci este o înțelegere formală a ceea ce înseamnă transparență. Bine, să trecem mai departe. Vorbeați așa despre abordări diferite și răspunsuri de ochiate, a spus Stella. Am și aici exemple și vreau să vă spun că eu lucrez în presă de mai mult de 20 de ani și prima dată în acest an am primit la o cerere de acces la informație un răspuns de la Procuratura Găgăuziei în care îmi spune că nu îmi dă informație despre faptul că un candidat la funcția de deputat în regiune are sau nu dosar penal, nu îmi dă informația, pentru că există riscul încălcării drepturilor, intereselor și reputației persoanei.
Prima dată văd o astfel de argumentare. Deci dacă vă dăm informația, noi încălcăm reputația persoanei. De când procuratura se ghidează de reputația persoanei și nu de interesul public? Ori nu mai spun că un candidat care urmează să fie deputat, presa are mai mare drept să afle despre el, dacă are dosare penale, dacă e urmărit și așa mai departe. Din fericire, am expediat aceeași informație și aceeași cerere și la Procuratura Generală. Și aici îmi vine răspuns, da, omul a avut dosar penal care a fost clasat, deci informația care îmi trebuie. Acum spuneți-mi, vă rog, aceste două structuri se conduc de legi diferite sau funcționează în diferite state? Partea și mai proastă este că am, după ce am primit așa de la Procuratura Găgăuziei, am cerut Procuraturii Generale să sancționeze sau să verifice dacă ei de pe loc au procedat corect, refuzând sub acest aspect. Ei au dat la control în regiune și mi-a răspuns că da, după lege au acționat. Am dat acest exemplu ca să spun că concluziile dumneavoastră referitoare la abordările diferite se confirmă și în practică, la noi în practica jurnaliștilor. Așa, am văzut Ministerul Educației listat printre cei mai puțin receptivi la cererile de acces la informații. Și iarăși, în acest an, eu am avut o premieră pentru că prima dată în viață am depus plângere la poliție ca să sancționeze nerăspunderea la cei de acces la informații și asta a fost Ministerul Educației. Și iarăși nu a fost absolut nimic ieșit din comun. Era o cerere, după ce Curtea de Conturi a constatat că au dispărut niște bani la reconstrucția unui colegiu din Bălți, eu doar am cerut ministerului să-mi spună cine a fost responsabil, cum s-a ajuns la situația asta și așa mai departe. Deci n-am cerut salarii, nu. Trei luni, nu o să mă credeți, am sunat. Am văzut că au trecut 15 zile, tot sunam la ministerul, mi se spunea că răspunsul este gata, e la ministru pe masă. Răspunsul e gata, eu nu știu ce să vă mai spun, îmi spunea comunicatoare. Deci am considerat o astfel de atitudine absolut, nu știu, de bătaie de joc față de jurnaliști. Și asta se încadrează la ceea ce spuneți dumneavoastră, consolidarea capacităților instituțiilor de a răspunde. Da, legea este, tot este, dar ei, uitați-vă ce atitudine au avut. Așa, ați vorbit despre responsabilizare. Da, eu simt nevoia acută acum să existe un mecanism de responsabilizare pentru nefurnizarea informației sau neasigurarea transparenței. Pentru că centrul de date supraveghează cum instituțiile protejează datele personale, dar nu știu dacă supraveghează când cineva depersonalizează abuziv. Asta nu știu dacă există vreo instituție care, nu am auzit, cel puțin. Așa, de asemenea spunea Stella că nu se ține cont de interesul public. Da, ce interesează cel mult pe funcționari atunci când noi solicităm informație incomodă pentru ei, este ca nu cumva să fie amendați. Dar că asta ei nu respectă sau nu țin cont de interesul public, nu am auzit. Deci cel mai des comunicatorii îi spun că da, noi nu vrem să fim amendați și probabil o să vă dăm ceva informație, o să vă dăm. De a doua pârghie, acționarea în judecată de către jurnalist a instituției care nu a furnizat informația, pentru unele instituții, nu vreau să generalizez, este mai degrabă o salvare, pentru că unii spuneau, gata, nu ne mai certăm, dați în judecată. Și știu că dacă noi dăm în judecată, asta o să dureze vreo 2 ani, informația care vine nu mai are nimeni nevoie de ea, pentru că e relevantă la moment, dar peste 2 ani nu mai am nevoie, deci asta este din potrivă uneori o salvare pentru ei. Dați-ne în judecată, cam așa este. Vă spun că instrumentul de penalizare prin poliție l-am aplicat prima dată și iarăși nu a răspuns instituția, dar am înțeles că o singură persoană de acolo până la urmă a fost făcută responsabilă. De ce aceste mecanisme, deci sunt două mecanisme de responsabilizare extreme, la care ar trebui să se ajungă în cazuri foarte rare. Și chiar nu-mi doresc ca ele să
fie practicate pe larg, pentru că astfel ne-ar, adică funcționarii să mizeze pe asta, ne trimit în judecată și gata, pentru că asta va bloca activitatea și a jurnaliștilor, dar activitatea societății în general, pentru că noi o să ne ocupăm de procese de judecată, dar nu o să furnizăm nici calitate, nici informația necesară publicului. Atât am vrut, da, cred că astea sunt toate ideile pe care mi le-am notat pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult! Da, mersi foarte mult. Eu ziceam și la început că aceleași replici le auzim din partea altor jurnaliști de investigații, le auzim la ședințe cu misiuni diplomatice, le auzim la ședințe publice, deci se vorbește despre asta permanent. E o problemă și de cultură și de înțelegerea a misiunii funcționarilor publici și de înțelegerea legislației și care este importanța banului public, taxelor noastre și ce fel de răspundere trebuie să o aibă în ce ține de transparență. Din cât eu înțeleg, Iulian Rusu, secretarul de stat de la Ministerul Justiției, vroia să dea o replică. Îl rugăm să se conecteze. Mulțumesc frumos, Corina. Am vrut doar să menționez ce ține de invitația domnului Wehart de a discuta potențiale inițiative legislative pe acest domeniu. Noi suntem deschiși să vedem lucru care a fost deja pregătit de echipă, precum și să constatăm cum putem proceda mai departe, care să fie ulterioare în acest sens. Deci, cu toată deschiderea față de inițiativele care deja există. Foarte mult. E o confirmare a deschiderii acestui minister. Eu cred că toată lumea de aici va folosi această ocazie și această deschidere. Între timp avem și câteva întrebări. Eu am două. În primul rând, ce ține de metodologia acestei cercetări, e o întrebare pentru David și Cilo. Vă rog să ne spuneți dacă putem să face același lucru și în alte țări, dacă ar putea cumva omologată această metodologie, dacă poate fi replicată ca să comparăm cu alte țări din vecinătate sau mai larg, de ce nu? Compare ourselves to the benchmark for that country. Mersi pentru această întrebare. Evident că această metodologie este universală, într-un fel, pentru a măsura transparența a instituțiilor publice. Evident, de exemplu, construcția eșantionului sau anumite aspecte de măsurare a accesibilității la informație, la cerere, asta trebuie să fie ajustat. Deci, un fel de solicitare standardizată trebuie să fie ajustată la cadrul legal al fiecărei țări. Dar abordarea este într-un fel universal. Aceasta combină idei din studii făcute în alte țări și eu cred că de asemenea ar putea fi utilizat la nivel internațional după, deci cu ajustări locale și cu anumite elemente de comparabilitate. Deci aceasta ar permite să comparăm situația în diferite țări și am vedea cine este în urmă sau cine progresează mai bine. Deci, într-adevăr, este pentru prima dată când am putut să aplic această abordare comprehensivă. Așa cum am menționat eu în trecut, eu am lucrat la evaluarea legislației în mare parte pentru Sigma și pentru alți parteneri internaționali. De data aceasta, noi avem oportunitatea și, de fapt, vreau să mulțumesc Freedom House și Tatianei pentru această inițiativă, pentru a face o analiză mai profundă, nu doar legislație, dar de asemenea să mergem în teren. Și cred că aceste aspecte prezentate astăzi de către Stella și care, de fapt, corespund cu ceea ce a spus Viorica despre experiența jurnaliștilor
Aceasta deja ne oferă niște o fundament foarte solid pentru diagnostic, pentru schimbări. Deci, eu de asemenea vreau să mulțumesc jurnaliștilor de investigație și comunității de presă din Moldova, pentru că voi erați în avangardă, în ariergardă. Deci voi erați primii, da? Și pentru a arăta sau a spune că progresul pentru o transparență mai mare nu ar fi posibil fără o mare implicare. Deci eu cred că trebuie să unim eforturile și, de asemenea, îmi pare bine să aud că primul și proiectul UE vor susține acest proces. Deci eu cred că aceasta creează condiții foarte bune pentru progres în acest domeniu. Mersi mult! Stella Pavlov are deja una în chat care e legată de întrebarea mea. Dacă nu cumva se planifică a da în judecată pe cei care n-au răspuns de data asta sau au răspuns inconsecvent. Și respectiv întrebarea era de la Ani cu referință la răspunsul lor. Mulțumesc, Corina. Am să răspund mai întâi Autorității Naționale de Integritate. Deci, nu întâmplător, am plasat întrebările care noi le-am expediat pentru a arăta clar care au fost întrebări concrete, ce informații concrete noi am solicitat. Da, Agenția Națională de Autoritatea Națională de Integritate ne-a răspuns și ne-a oferit planurile de achiziții publice pe anii 2020-2021. Și deci noi am solicitat o copie a rapoartelor privind rezultatele următoarelor proceduri de achiziții, licitații deschise, restrânse, dar ANI ne-a oferit rapoartele de monitorizare a achizițiilor. Deci nu exact ceea ce noi am solicitat. Da, ne-au răspuns, mulțumim, dar nu a fost exact informația solicitată. La a doua întrebare, cât ține de acționarea în judecată, deci eu colaborez cu Asociația Oftească Juriștii pentru Drepturile Omului, despre care am spus că ei foarte mult depun eforturi pentru anume accesul la informații, al aduce mai mult în atenția publică, și vreau aici să menționez că noi de multe ori facem lucrul acesta, acționăm autoritățile în judecată, deci mai întâi expediem solicitări de informații, vedem cum răspund și în cazul în care nu răspund sau nu răspund la toate întrebările, noi acționăm în judecată. Avem la moment peste 40 de decizii de judecată favorabile nouă, deci am ajuns până la Curtea Supremă de Justiție. La moment avem un dosar care este, l-am expediat și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, așteptăm să vedem care va fi soluția. Pentru aceste solicitări de informații și aceste autorități care nu au răspuns sau nu au răspuns adecvat, ne vom gândi și colegii de la asociație, vom decide dacă vom acționa în judecată sau, să zicem, le mai dăm o șansă pentru data viitoare de a răspunde solicitărilor noastre de informații. Și o întrebare, cred că putem să răspundem cu da sau nu, din partea televiziunii din Cimișlia, Andrei Bargan, ce ține de salariile, sporurile și premiile conducerei consiliilor raionale. Sunt secrete sau nu? Deci funcționarii din consiliile raionale sunt, de fapt, funcționari publici. Deci unii din ei sunt chiar cu dețin funcții de demnitate publică, cei care sunt aleși de președinții. Deci nu, deci ele sunt informații cu caracter public și ar trebui să fie publicate și ar trebui să fie oferite la solicitare. Nu întâmplător am pus pe site, când am făcut pe slide, când am făcut abordările astea diferite, răspunsurile diferite. Cum o autoritate, de exemplu, aparatul președintelui sau Curtea de Conturi sau altă autoritate ne-a oferit aceste răspunsuri și pe fiecare lună, fiecare salariu, fiecare spor, premiu,
Și alte autorități ne-au răspuns că, ne scuzați, sunt date cu caracter personal și salariul este confidențial. Mă scuzați, vă rog, dar sunt funcționari publici, sunt plătiți din banii publici. Și deci această informație trebuie să fie informație publică. Exact. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să moderez acest eveniment, să cunosc experții internaționali, să-i revet pe cei naționali și, practic, misiunea mea a fost îndeplinită aproape perfect. Am terminat exact la 12. Eu, cu plăcere, voi monitoriza și voi vedea ce se va întâmpla în proiectul nostru în mare parte și, cu plăcere, vom colabora prin partenerii noștri în acest proiect, a proiectului MediaM, susținut de către USAID și de către Marea Britanie. Și acum misiunea de închidere a evenimentului revine Tatianei. Da, mulțumim foarte mult. Într-adevăr, eu cred că acest raport a făcut mai multă lumină asupra situației, de fapt, în ceea ce privește aspectele legale și necesitatea amendării cadrului legal privind accesul la informații, deci opiniile sunt diferite. Noi totuși considerăm că modificări, ajustări la cadrul legal existent trebuie neapărat făcute, pentru că avem o lege care a fost adoptată în anul 2000, deci 21 de ani au trecut, realitățile s-au schimbat. O altă evoluție este intrarea în vigoare a Convenției Tromso, deci accesul la documentele oficiale. Iarăși un tratat, pot să spun chiar nu doar regional, dar și internațional, primul tratat care va monitoriza cum stau de fapt lucrurile privind accesul la informații în statele care au ratificat această convenție, ceea ce ar însemna că guvernele vor trebui să raporteze cum de fapt stă situația de fapt în domeniul accesului la informații. Din partea noastră vreau să zic că noi am depus un efort susținut în ceea ce privește contribuția la amendarea cadrului legal încă din anul 2018 cu suportul Uniunii Europene, cu suportul Consiliului Europei. A fost creat un grup parlamentar care, de fapt, la acel moment avea menirea de a îmbunătăți situația economică juridică a mass media. Deci accesul la informație la acel moment era iarăși una din pilon și una din prioritățile, care de altfel este la important și la ziua de astăzi. Din păcate, Republica Moldova a trecut printr-o anumite schimbări politice, nu am putut construi un dialog cu guvernările precedente. Cadrul legal așa și nu și-a urmărit menirea logică, deci amendările la legea privind accesul la informații așa și nu au trecut în Parlament în ceea ce privește amendarea și adoptarea ulterior de către aleși poporului. Deci la acel moment, ca să fac o precizare, lucrul care s-a făcut cu suportul la toată societatea civilă, a partenerilor de dezvoltare în ceea ce privește amendamentele despre care a vorbit și doamna Liliana Ofreș, cu această ocazie vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a menționat aspectul că acum aceste amendamente iarăși sunt în procedură legislativă. Sperăm că și cu siguranță vom participa la acest efort. Ceea ce vreau să zic, de ceea ce și-a menționat și experții, că atunci când noi am făcut acele amendamente, noi am ținut cont doar de necesitățile presei, dar înțelegem că o abordare mai amplă este necesară. Am văzut chiar că și în planul Guvernului, Ministerul Justiției va fi responsabil de fie elaborarea unei noi legi privind accesul la informații și sau amendarea acestei legi și a legislației conexe. Ne bucurăm de altfel și că Secretarul de Stat și-a exprimat deschiderea față de acest efort și, într-un final, deci aș menționa doar următoarele, că doar împreună și cu un efort conjugat vom obține ceea ce este necesar pentru transparența în procesul decizional, pentru respectarea dreptului de acces la informații și libertatea de exprimare a mass media și pentru a asigura buna guvernare într-o societate democratică. Vă mulțumim tuturor pentru participare, vă mulțumim și traducătorilor, tuturor suportului tehnic, colegii mei, Olesia Garbus, care a stat în spate și a asigurat, de fapt, tot procesul, vorbitorilor noștri din sală și, în ultimul rând, tuturor autorităților și reprezentanților care au fost delegați și au participat la evenimentul de astăzi. Olesia îmi zice că avem peste, la moment, peste 100 de participanți care ne urmăresc pe platforma Zoom.
Este, această cifră este îmbucurătoare, deoarece probabil că concluziile și recomandările vor fi luate în considerare. Și vă rog mult să nu ezitați să ne adresați, să ne adresați comentariile care poate nu le aveți acum imediat, dar care pot apărea pe parcurs. Cu această ocazie declar evenimentul de astăzi închis. Vă mulțumesc tuturor și o zi bună în continuare!